pot fugi. Cine și-a bătut joc de noi să ne aduc aici? Nu mai te zmercăi. Tu nu vezi unde am ajuns? Suntem în lumea poveștilor. Și? Cum știi, poți să te bucuri. Ai ajuns într-un loc unde nu visai să ajungi vreodată. Eu țin să te anunț că sunt foarte încântat. Eu nu sunt. Tu ai văzut cum arătau personajele de poveste? Zice, cât de fioroase erau. Și supărate pe noi. Tocmai asta este, Mihăiță. Dacă noi nu mai citim poveștile... Stai. Fii liniștit. Ne va ajuta Albă ca zăpada să scăpăm. Mihăiță, apoi. E... Fii liniștit. Nu, asta a zis Alexia, am citit eu și tu urmezi să spui replica ta. Deci, Alexia spune, fii liniștit, ne va ajuta Albă ca zăpada să scăpăm. Și tu spui? E așa? E așa palpitat, mor de fericire. Doamne, copiii ăștia sunt irresponsabili, ce mă fac, ce mă fac? Nu te mai plânge. Nu? Și când te gândești? Și când te gândești că nu mai credeam de mult în povești, mă simt vinovat într-un fel. Tocmai asta este, Mihăiță. Poveștile trăiesc datorită iubirii noastre. Iar acum, când majoritatea copiilor nu mai citesc, ele să trăiesc în suferință. Sunt pe cale de dispariție. Sunt pe cale de dispariție. N-ai văzut? N-ai văzut cât de schimbate erau personajele de poveste cu care ne-am întâlnit? Și supărate pe noi. Hai, mă, tot tu ești. Supărate? Supărate? Având în vedere că voiau să ne mănânce? Replica e așa. Cam puțin spus având în vedere că voiau să ne mănânce. S-a închis cealaltă.